Comisia pentru situații excepționale urmează să ceară astăzi ANRE-ului să micșoreze tarifele la energie electrică. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Andrei Spânu, după ce sâmbătă întreprinderea de stat Energocom a semnat un contract cu centrala de la Cuciurgan, care va livra 53% din necesarul de energie electrică al malului drept al Nistrului. Spânu a estimat că, datorită prețului mai mic al curentului din stânga Nistrului, tariful la curent pentru consumatorii finali ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Sau până la aproximativ 4 lei pentru un kilowatt per oră. Chișinăul a venit însă cu un șir de concesii pentru regimul de la Tiraspol. În cadrul unei conferințe de presă, Andrei Spânu a declarat că autoritățile de la Chișinău au purtat negocieri cu reprezentanții Tiraspolului încă de la începutul lunii noiembrie, când centrala de la Cuciurgan a încetat să mai livreze energie electrică malului drept. Potrivit ministrului Spânu, s-a reușit încheierea unui contract cu centrala din stânga Nistrului pentru următoarele 4 luni, la un preț mult mai redus decât cel de pe piața europeană. În schimb, Moldova Gaz va ceda întregul volum de gaz pe care îl primim de la Gazprom către regiunea transnistreană, iar dreapta Nistrului va folosi în următoarele luni rezervele de gaze pe care Chișinăul le acumulează încă din luna martie. Gazul rusesc pe care îl va ceda acum Moldova Gaz Tiraspolului va fi suficient pentru producerea întregului necesar de curent al stângii Nistrului, pentru încălzire, dar și pentru menținerea proceselor tehnologice la companiile din regiunea transnistreană, inclusiv uzina metalurgică de la Râmnița. Dreapta Nistrului va primi însă doar 53% din necesarul de curent de la centrala de la Cuciurgan, la un preț de 73 de dolari per megawatt-oră. Restul îl vom procura în continuare de pe piața din România. Potrivit lui Andrei Spânu, prețurile pe piața de energie din Europa au crescut brusc și chiar România se confruntă acum cu un deficit de curent. Doar contractul de livrare a 100 de megawatts cu hidroelectrică este până la 11 decembrie. Nici măcar nu este până la final de lună. După 11 decembrie se va reduce la 20 de megawatts. Repet, România a făcut un efort considerabil și le mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care au ajutat Moldova în această situație. Dar vedeți ce s-a întâmplat doar în ultima săptămână. Doar un mic frig a venit în Europa, România și Moldova și prețurile la energie electrică pe bursă s-au dublat. Am avut săptămâna trecută o situație în care în orele de vârf energia electrică pe bursa din România se vindea cu peste 600 de euro. Calculați ce tarif ar trebui să avem. Ministrul Spânu a mai dat asigurări că malul drept al Nistrului nu va achita niciun dolar pentru gazele rusești care vor merge acum în stânga Nistrului. El a spus că cel mai probabil Tiraspolul nu va achita Gazpromului nimic, așa cum face de 30 de ani. Dar a lăsat să se înțeleagă că Rusia ar urma să tolereze această stare de fapt. Domnule Spânu, ați declarat la această conferință de presă că întreaga responsabilitate pentru achitarea volumelor de gaz pe care noi le cedăm stângii Nistrului revine Tiraspolului. Ce garanții oferiți societății că peste o săptămână, două sau întoiul iernii, Gazprom nu își va realiza nenumăratele amenințări că va înceta să livreze gaze naturale Republicii Moldova la cea mai mică întârziere? Aveți un acord, o înțelegere, un document semnat cu autoritățile, așa zisele autorități din stânga Nistrului? Există vreo înțelegere verbală cu Gazpromul? Deci, Moldova Gaz a informat Gazpromul despre această realocare. Gazprom, din informația pe care o cunosc, nu a fost împotrivă, este conștient de ce urmează să se întâmple. Urmează schimb de scrisori între Moldova Gaz, pentru că, până la urmă, decizia de realocare este la Moldova Gaz. Și în aceste scrisori de realocare va fi informat inclusiv Gazprom. Referitor la deciziile pe care poate să le ia Gazprom, este complicat să spunem care vor fi, dar din acest moment, dacă malul stâng nu va avea gaz, va fi exclusiv din decizia unilaterală a Gazpromului. L-am mai întrebat pe Andrei Spânu dacă nu ar fi cazul ca ANRE să micșoreze tarifele la curent cu mai mult de 25%, odată ce vom importa peste jumătate din necesarul de energie din stânga Nistrului la un preț mult mai mic decât cel de pe piața din România. Ministrul a răspuns că cel puțin pentru luna decembrie vom importa curent din 3 surse diferite, la prețuri diferite. Mai exact, în afară de centrala de la Cuciurgan, vom mai importa anumite volume de energie din România la prețul de 90 de euro, conform contractelor bilaterale, dar și curent de la Termoelectrica și CET Nord la un preț de 225 de euro. Spânu a spus că, potrivit legii, Energocom este obligată să cumpere această energie electrică.